Casele mortoare reprezintă o necesitate în zilele noastre și chiar există și recomandări europene. Dacă în localitățile urbane nu sunt probleme în acest sens, în multe dintre cele rurale, situația este ceva mai complicată. În comuna Hunedoreană Băița, însă, nu sunt probleme cu casele mortoare, mai mult de jumătate din localitățile componente beneficiind de astfel de construcții. La noi pot să spun că este destul de bine. Dacă din 11 sate avem 5 case mortoare, încă 2 în construcție, se fac 7, vă dați seama că am lucrat și lucrăm în continuare la acest fapt. Că până la urmă, cum ai spus, sigur, viața este trecătoare și este mare nevoie și de aceste case mortoare, pe lângă celelalte investiții care le avem, dar sigur am început cu satul Lunca, am început cu Băița, care vedeți aici lângă noi, se pune în funcțiune anul acesta și la Crăciunești, se lucrează la Fizeș și la Hărțăgani, s-a turnat fundația, s-au terminat la Căinelul de Sus și la Ormindea, după cum v-am spus. Amenajarea acestor case mortoare din comuna Băița a fost făcută în regie proprie, lucru ce a dus la realizarea unor economii importante la bugetul local, unul care nu este extrem de generos. În funcție de buget, primarul Damian Diniș își propune construirea de case mortoare și în satele care nu beneficiază de un asemenea serviciu. În viitorul apropiat, în funcție de bugetul care îl avem anual, pregătim la Trestea și la Săliște și în celelalte sate. Acestea le-am făcut în principiu în regie proprie cu muncitorii care avem în serviciul de gospodărie locală. Atunci, sigur că am investit bani mai puțin, fiindcă nu am plătit firme, TVA-uri și așa mai departe, profit la alte firme, și le-am putut face cu bani mai puțin, fiindcă Asta este adevărul. Nici nu avem bani foarte mulți la o comună așa de mare și cu multe, multe nevoi, cu peste 200 de kilometri de drumuri și 11 cămine culturale și așa mai departe. Bugetul nostru este foarte, foarte mic. Ne descurcăm cum putem. Comuna Băița, cu 11 sate în componență, este una dintre cele mai mari unități administrativ-teritoriale rurale hunedorene, atât ca întindere, cât și ca populație, aici trăind peste 3.000 de oameni.